La Târgu Jiu s-a deschis astăzi târgul de Moș Nicolae. Anul acesta târgul numără circa 30 de participanți veniți din 10 județe ale țării. Este a cincea ediție a târgului de Moș Nicolae. Este un târg mai special. Nu este în mod obligatoriu un târg al meșteșugarilor în integralitatea sa. L-am vrut ca să fie un târg pentru cadouri, pentru ca toți cei care în perioada asta au copii sau au plăcerea de a face cadouri cuiva drag, să găsească în târgul nostru tot ceea ce îl interesează. Un târg la care participă din 10 județe plus Gorjul, cam din toate zonele importante ale țării. Târgul oferă celor ce se află în căutarea unui cadou frumos pentru cei dragi o gamă variată de produse, de la costume populare la dulciuri sau podoabe de Crăciun. Nu lipsesc nici tradiționalele nuielușe menite a fi dăruite celor care nu au fost cu minții anul acesta. Au venit foarte mulți meșteri, ne-a fost cam greu pentru că deja căsuțele sunt puține față de cererile pe care le avem, dar după cum vedeți și dumneavoastră, foarte multă lume interesată și ne bucurăm din tot sufletul. Sperăm că și în anul viitor, când vom organiza acest târg de Moș Nicolae, să avem foarte mulți clienți pentru meșterii noștri sau, dacă vreți, nu numai pentru meșteri, și pentru oameni care fac suveniruri de Crăciun, de Moș Nicolae și așa mai departe. Avem o mare diversitate, de la tradiționalele ei populare, la miere, la halviță, turtă dulce, ce să vă spun, sculptură, pictură, icoane, deci cam tot ceea ce și-ar dori omul poate să găsească în acest târg de Moș Nicolae. Târgul de Moș Nicolae de la Târgu Jiu se va închide vineri 4 decembrie.